Timpul parcă nu mai are formă. Am pășit pe locurile unde scriitorul Mihail Sadoveanu a scris. S-a bucurat de natură, a prins rădăcini. Am intrat timid în lumea marelui scriitor. Am pășit fără a demonta sursa inspirației mondiale, a gândului și a tihnei. Sadoveanu a fost un scriitor, povestitor, novelist, romancier, academician și om politic român. Este considerat cel mai mare prozator român din toate timpurile, fiind numit de Geo Bogza Ștefan cel Mare al literaturii românești. Scriitorul a locuit în clădirea actualului muzeu în perioada 1944-1961, fiind de reședința sa de vară. Clădirea a fost construită în 1937 de către mitropolitul Visarion Puiu, cu destinația de palat arhieresc. Devenită casa de oaspeți, este pusă la dispoziția scriitorului Mihail Sadoveanu în 1944 și cedată spre folosință pe viață în 1949. Dar punem stop și pășim în lumea lui, în lumea celui care a trăit și trăiește încă printre zidurile umbrite de vreme și de amintiri. Da, nu degeaba îi se spune Poiana Liniștii aici la Târgu Neamț. La apropiere de Mănăstirea Neamțului am descoperit casa memorială Mihail Sadoveanu sau Visarion Puiu. O liniște extraordinar de importantă pentru noi toți, oamenii, pentru că de multe ori stai și te gândești că în această casă, casa Mihail Sadoveanu, casa memorială Visarion Puiu, a locuit marele nostru om de cultură Mihail Sadoveanu. Un om care a lăsat în urmă foarte multe povești, un om care a lăsat în urmă o literatură pe care o citim cu drag, indiferent de vârsta pe care o avem. Un om care a lăsat în urmă liniște. O liniște care de multe ori te face să te gândești că dacă nu am fi avut astfel de oameni în România, dacă nu am fi avut astfel de oameni alături de noi, viața probabil ar fi fost mai monotonă, mai zbunciumată, mai zdruncinată. Când punem mâna pe o carte, de obicei, și aici mă refer la marele nostru Mihail Sadoveanu, la marele nostru scriitor Mihail Sadoveanu, când punem mâna pe cărțile lui, pe romanele lui, intrăm efectiv în lumea lui, în lumea unui om care a scris pentru oameni, pentru adolescenți, pentru bătrâni, pentru copii. Un om care, la care penelul efectiv alerga pe hârtie. De ce spun toate chestiile astea și de ce v-am adus pe voi, stimați telespectatori, în acest cadru mirific, și anume la Casa Memorială Visarion Puiu, Muzeul Mihail Sadoveanu, este că ar trebui să tragem un semnal de alarmă cu toții că la noi cultura este la înălțime. În aceste momente, în minutele care vor urma, o să intrăm în lumea și în viața marelui scriitor Mihail Sadoveanu.
O să deschidem o poartă spre lumea poveștilor lui. O să deschidem o poartă și o să deschidem o ușă pentru a intra în viața, după cum vă spuneam, în viața marelui scriitor Mihail Sadoveanu. O lume care, cum să zic, are ceva, are chestia aia pe care nu toate casele o au. O lume pur românească, o lume fantastică din toate punctele de vedere. Dar eu, dacă aș putea să vorbesc, aș vorbi o oră întreagă despre toate lucrurile care mă înconjoară, despre toate sentimentele pe care le am în acest moment. Aș vrea și voi să aveți sentimentele astea, pentru că sunt sentimente unice. Sunt sentimente pe care, din punctul meu de vedere, le ai o singură dată în viață. Aici, la Casa Sadoveanu, care este aproape de Târgu Neamț, care se află între Mănăstirea Vovidenia și Mănăstirea Neamțului, Casa Sadoveanu vă așteaptă de fiecare dată să-i treceți pragul. Și ca să vedeți că nu vorbesc degeaba, în minutele care vor urma o să vorbesc cu cel care are grijă de Casa Sadoveanu și o să ne dea mai multe detalii despre viața marelui scriitor Mihail Sadoveanu. Cum v-am promis, iată-ne și în casa marelui scriitor Mihail Sadoveanu. Ce faceți, domnul Lucian? Vă așteptam, bine ați venit. Lucian Filip este omul care o să ne conducă și o să ne arate Casa Memorială Visarion Puiu. Casa Memorială Visarion Puiu și Muzeul Memorial Mihail Sadoveanu. O casă frumoasă din toate punctele de vedere, cum am spus și în introducere, o casă unde liniștea este la ea acasă. Practic aceasta a și dorit mitropolitul Visarion Puiu când a construit această casă. A dorit să construiască o casă cu bun gust, dar o casă atât retrasă, dar cât și aproape de oameni. A dorit să o construiască într-o poiană a liniștii și ea însăși să devină o casă a liniștii în care să-și petreacă timpul, în care să se liniștească, să se odihnească și mai apoi să-și petreacă și amurgul vieții sale proprii. Casa aceasta nu a fost construită special pentru marele scriitor Mihail Sadoveanu. Nu, Visarion Puiu nici nu se gândea la acest lucru când a construit-o. Era mitropolit al Bucovinei în acea vreme, în anul 1937, și dorește să o construiască pentru sine, pentru a se retrage, dorea să fie și un fel de birou în care să funcționeze și să se ocupe de treburile mitropoliei și mai apoi, cum am spus, vroia să se și retragă în această casă spre finalul vieții. Cam câți ani a stat în această casă Visarion Puiu? Visarion Puiu, din păcate, nu a stat prea mulți ani în această casă, aproape 2 ani de zile puși, să zicem, cap la cap. Venea sporadnic la început, iar mai apoi, când a fost demis din scaunul de mitropolit al Bucovinei, s-a retras pentru aproape un an jumătate, aproximativ un an jumătate, timp în care și-a scris și memoriile aici la Vovidenia, deci nu a locuit prea mult. Și marele scriitor Mihail Sadoveanu, când a venit în această casă? Și care e povestea, practic? Cum a venit marele scriitor Sadoveanu aici? Sadoveanu frecventa locurile acestea înainte ca mitropolitul Visarion Puiu să-și construiască o casă aici. Venea și vizita Marea Lavra Neamțului, fiind foarte pasionat de istorie, atras de încărcătura istorică a locurilor. Venea bucurându-se de priveliște, de munți, de văi, dar venea și la schitul Vovidenia. Avea aici un prieten care, de pe vremea când locuia în Iași, prieten care s-a călugărit la Vovidenia, devenise un foarte bun doctor de suflete,
dintr-un foarte bun doctor de trupuri, medic din Iași, înainte de a se călugări acest prieten. Și Sadoveanu venea adesea, îl vizita, chiar scria o carte pe marginea vieții acestui călugăr, un roman mai târziu numit Demonul Tinereții. Deci frecventa locurile, era atras de acestea și după ce Visarion Puiu, mitropolitul, își construiește această casă, după ce este demis și pleacă în exil, în anul 1947 Sadoveanu primește spre folosință această casă, ca o casă de creație, o casă de odihnă. Era destul de bătrân în anul 1947, dar încă mai avea treburi și atribuții la București, în funcție de conducere. Avea să devină vicepreședinte al Marea Adunării Naționale în anul 1947-48. Așadar, este pusă casa la dispoziție, fiind în anul 1947, cum am spus, o casă vacantă, pentru că mitropolitul Visarion Puiu plecase în exil. Eu o să spun Lucian. Nicio problemă. Tu te rog frumos să-mi spui Ciprian. Pentru că suntem în Casa Liniștii, în Casa Fericirii, în Casa Bucuriei și o casă pe care ne-ai prezentat-o chiar la început, ne-ai prezentat prima parte și ne-ai făcut un istoric scurt al acestei case. Acum am intrat în altă încăpere, într-o altă cameră a acestei case. O cameră unde marele scriitor Sadoveanu scria operele. Într-adevăr, am intrat într-o parte și am pătruns într-o parte mai intimă a casei. Chiar această cameră în care ne aflăm era camera de suflet, camera intimă a scriitorului. Mărturisea fiica sa, Profira Sadoveanu, că adesea Sadoveanu petrecea ore în șir închis în această cameră. Sadoveanu, pentru a scrie, obișnuia să se teleporteze, dacă vreți și dacă îmi permite să folosesc acest cuvânt, în mediul și în atmosfera timpului pentru care scria. Când scria despre romane istorice și, de exemplu, legat de Ștefan cel Mare sau așa mai departe, se transpunea în acea vreme, așezându-și în jurul său lucruri care să-l ducă mai ușor în acel timp. Pentru romanul Ștefan cel Mare se spune că bea dintr-un potir de aur, ardea tămâie pentru a simți mai bine mireasma, a mirosului de tămâie, dar și al vremurilor când Ștefan cel Mare vrea să intre într-o biserică pentru a se ruga. Deci își crea mediul necesar și mediul propice. În anul 2014 se spune un fel de ezoterism. Dar mult spus ezoterism, un fel de relaxare mentală, ca să zic. Aici, în această cameră, se desprindea, se deconecta, ca să folosesc un cuvânt mai potrivit al vremurilor noastre, se deconecta de tot ce îl înconjura. Închidea tot, se retrăgea și scria, fie aștenea pe hârtie slove ale romanilor, ale viitorilor romane, care avea să le mai scrie, fie vorbea cu mama sa din tablou. Mama sa, părăsindu-l la o vârstă destul de fragedă, l-a marcat foarte mult, i-a păstrat dorul și i-a simțit lipsa în întreaga, pe întregul parcurs al vieții. Și dacă este să ne întoarcem un pic și să privim sub tabloul mamei, aflat în această cameră, chiar îl vedem pe Sadoveanu citindu-i ceva mamei sale, acolo îi citea poezii scrise de el. Sadoveanu a scris și poezii, nu doar proză, pentru mama sa. Așadar, cum am spus, a fost și încă mai rămâne, o păstrăm noi, camera de suflet, camera intimă a scriitorului. Vreau să dau puțin din casă, îmi cer scuze de la tine. Stimați respectatori, vorbeam cu Lucian înainte să ne pregătim aparatura pentru a intra și în această cameră și ne spunea, vă spun sincer vă spun cu mâna pe inimă, în momentul în care intru în camera aceasta, nu știu, te ia așa o relaxare, o liniște sufletească, nu știu, este un sentiment greu de descris ceea ce mi-a spus Lucian. Spune-ne mai multe despre lucrurile astea ca să afle și telespectatorii noștri ce simbolizează de fapt această cameră.
Sigur, vă spun, dar mai degrabă v-aș întreba eu pe dumneavoastră ce v-a deranjat când ați venit aici? Ce zgomote ați auzit sau ce sunete v-au tulburat? Nu pot să-ți răspund la întrebarea asta pentru că nu am un răspuns la această întrebare. Nu ne-a deranjat absolut nimic. Pentru că este... Ne-a fost frică să deranjăm liniștea, știi? Cam asta a fost. E o liniște, cum spunea Sadoveanu, că dacă stai și asculți, îți poți auzi chiar și gândurile. Atât iese de liniște. E o liniște profundă aici. Cât am stat și m-am bucurat de a sălășlui în această casă 5 ani de zile de acum. Mulți înainte, spune. Mulțumesc. Am simțit pe pielea mea liniștea locului. E o liniște care te deconectează, care te lasă să fii cu tine însuți. Credeai că s-ar putea întâmpla lucrurile astea sau efectiv s-a întâmplat? Nu credeai, dar efectiv ți s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat. Cum, când te aștepți mai puțin, atunci ți se întâmplă. Așa s-a petrecut și cu mine și cred că nici n-avea cum să fie altfel. Ne aflăm înconjurați de o sfințenie a locului, Marea Lavra, Mănăstirii Neamț, Schitovovidenia, plus celelalte mănăstiri care înconjoară locul, natura nepervertită prea mult de mâna omului, munții, pădurile, lacul de mai jos, râul, te înconjoară tot ce ai nevoie de, te înconjoară cu tot ceea ce ai nevoie, ca să te încarci, să te încarci efectiv. Dar cel mai mult sufletește. Și sufletește, când spun sufletește, atât spiritual, dar și cu sfințenie. Așa este. Avem chiar aici în spatele nostru mai multe lucruri. Spune-ne, te rog, Lucian, aceste lucruri sunt originale, efectiv, ale lui Sadoveanu? Hainele au fost îmbrăcate de către marele scriitor Sadoveanu? Da. Această cameră este una dintre camerele autentice ale casei, originale în proporție de 100%. Chiar lucruri din această casă sunt originale și purtate de Sadoveanu și am păstrat poze ca să ne adeverească și să dovedească acest lucru. Paltonul, haina scriitorului, pălăria sunt chiar surprinse în această fotografie. Printre ultimele fotografii ale lui Sadoveanu, vedeți că era la o vârstă destul de înaintate, sunt surprinse aici. Suport al tocului său descris este iarăși original, împreună cu tocul descris. Suport făcut de Sadoveanu dintr-o copită de cerb, cerb vânat tot de el, pasionat de vânătoare, cum era el, și a făcut un suport pentru tocul său descris. Mapa, împreună cu celelalte, tabla de șah, una dintre ele, vom găsi și în următoarele camere alte table de șah, o bundiță și împreună cu celelalte haine care sunt în colțul camerei. Deci totul original 100%. Original 100% în această cameră, da. Chiar în această cameră și chiar aș vrea să discutăm în această cameră și despre faptul, Lucian, cine a fost Mihail Sadoveanu? Știm că a fost scriitor, da? A lăsat în urmă zeci de scrieri. Cine a fost el, Mihail Sadoveanu? În primul rând a fost om și când spun om, poate pentru cei ce ne privesc poate părea vag și încerc să scap cu răspunsul ăsta, dar a fost om. A fost om cu bune, a fost om cu rele, a fost om cu greutăți, a trecut prin multe necazuri, prin multe drame ale vieții. Care ar fi, știi, vreo dramă, vreun necaz puternic al vieții lui? Vă amintiți de Lizuca din Dumbrava Minunată? Da. Ce a pățit Lizuca, a pățit și Sadoveanu. De fapt, istoric, ce a pățit Sadoveanu, a pățit și Lizuca. Pentru că din viața proprie s-a inspirat pentru a scrie povestea aceasta minunată pentru copii. I-a murit mama, cu părinții, tatăl, mama vitregă, nu au ținut prea mult la el. Apoi s-a căsătorit și a întemeiat o familie, cum se cuvine, dar din familia care și-a întemeiat-o și dând naștere la 11 copii, din cei 11, jumătate dintre ei au murit înaintea sa. O nouă dramă, să-ți înmormântezi proprii copii, când firesc este ei să te ducă pe drumul spre veșnicie. Așadar, drame ale sufletului, drame ale familiei. Apoi, celelalte necazuri care vin odată cu omul.
Deci, în primul rând, a fost om, apoi a fost scriitor, a fost om al slovelor, om al cărților. Din punct de vedere politic, în ce categorie se arunca Mihail Sadoveanu? Pentru că vorbim puțin și de politică, pentru că așa sunt vremurile și știm că și vremurile de atunci țineau practic și de politică. Într-adevăr, cu altă nuanță, poate trăim vremurile de atunci sau ei au trăit vremurile de dinaintea lor. Sadoveanu a fost și un politic, dacă m-ați întrebat în ce categorie s-a clasat, s-a așezat, într-una special. El, într-adevăr, a fost un om special pe toate planurile vieții și nu a făcut excepție nici cu planul politic. A avut o ascensiune destul de fulminantă până la un anumit moment dat, ajungând să fie al doilea om în stat ca importanță, după Gheorghe Udej, cum am spus, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, aflat în corpul de conducere, șef de partid, dar se pare că nu a fost membru de partid din toată ființa sa, deci și se pare că nici administrativ n-a fost membru de partid. Deci a fost un om special și în politică. A făcut multe, a făcut și rele, a făcut și bune, a ajutat și locul acesta prin prezența sa politică, pentru că la un anumit moment dat chiar Gheorghe Udej a poposit în această casă, a vizitat locurile, așadar a avut o influență benefică și prin poziția sa politică asupra locului și asupra casei. Din punct de vedere religios, cum se manifesta scriitorul? Având în vedere că avea și Mănăstirea Neamț, avea și schitul Vovidenia, era el o persoană credincioasă, o persoană, nu știu, atașată de biserică? Dacă am fi avut o biografie a sa, să zicem, făcută de un teolog, probabil v-aș fi răspuns mai ușor la această întrebare, însă nu vă pot răspunde decât prin fapte, ceea ce știu că a făcut el. A ajutat, să zicem, indirect multe mănăstiri din zonă, Mănăstirea Neamț, la vizita lui Gheorghe Udej, Mănăstirea Neamț a primit anumite danii, donații, s-a refăcut acoperișul de către șeful statului prin ghidajul făcut de Mihail Sadoveanu lui Gheorghe Udej, a ajutat mănăstirea din zonă tot așa indirect prin prezența sa și prin influența sa politică și se pare că în amurgul vieții, chiar spre final, aproape spre final, fiind aici la Vovidenia și suferind înainte de aceasta suferind un atac cerebral care l-a paralizat și l-a țintuit într-un scaun cu rotile, în vremea când era bolnav aici, era dus și la schitul Vovidenia la Sfântul Maslu. Deci cerea să aibă parte de o prezență liturgică, o prezență într-o biserică. Și era dus la schitul Vovidenia aici și mărturiseau călugării din acea vreme că ședea o parte a timpului și asculta slujba, dar la un moment dat mai cerea câte o carte să mai citească. Probabil se plictisea și pierdea răbdarea, bătrân fiind. Și încă un anumit amănunt ca să, nu știu, să vă ajut să vă faceți o imagine dacă Sadoveanu a fost un om religios sau nu. În romanul Ștefan cel Mare mărturisește părintele egumen arhimandritul Mihail Daniliuc, custodele acestei case, care s-a ocupat mai îndeamănunt în a cerceta viața spirituală și duhovnicească a lui Mihail Sadoveanu, mărturisește că în acest roman, în viața lui Ștefan cel Mare, Sadoveanu a folosit de peste 100 de ori numele divinității, numele lui Dumnezeu, al sfinților, al Maicii Domnului și așa mai departe. Deci dacă ar fi fost un ateu, un agnostic, un opus sfințeniei și lui Dumnezeu, nu cred că ar fi pus atât de multă atenție și ar fi așezat de atâtea ori numele lui Dumnezeu într-un roman istoric până la urmă. Ne aflăm într-o altă cameră a acestei minunate și liniștite case. Despre ce cameră este vorba, Lucian? Ne aflăm în partea dedicată bibliotecii scriitorului, unde era și dormitorul, unde
zicem, casa, un cadrul familial al casei. Avem și un portret și un bust al soției scriitorului, cea de-a doua soție a scriitorului. Cărțile, după cum foarte... La fel sunt originale și aceste cărți? Mare parte, da. Din păcate, din imensa colecție, din imensa bibliotecă a scriitorului, o parte mică ne-a mai rămas, o mică parte mai este și în biroul său, dar aici doar o mică parte din ele sunt autentice, în mare parte cărți istorice, pentru că Sadovean a fost un mare pasionat al istoriei, împreună cu mașina de scris a sa. Deci mașina și ea este originală, mașina, 100%. Da, vorbesc doar de lucrurile originale și încă o nouă tablă de șah. Se vede treaba că mare pasionat al șahului. Mare pasionat al șahului, un împătimit al șahului, dacă vreți. A fost acest mare scriitor al nostru. A scris și despre șah, a scris Aventurile șahului, o carte, o poveste recomandată pentru copii, să vadă cum a luat ființă șahul în viziunea lui Sadoveanu. Dar a fost și un maestru al său, a organizat primul concurs național de șah din România, pe care l-a și câștigat. Se organizau și seri de șah în această casă? Seri de șah nu. Se organizau serate și o să vedem mai departe despre ce era vorba. Dar avea un șah de campanie, o să-l vedem în camera următoare. Avea un șah de campanie pe care îl lua cu el și pentru că adesea nu mergea singur în drumeții, cu cel care îl însoțea, se așezau pe pajiște și jucau o mică partidă de șah. Ce frumos! Haideți să mergem și în următoarea cameră să vedem ce descoperim și acolo. Am ajuns într-o altă cameră foarte interesantă din toate punctele de vedere. O cameră unde avem arme, unde avem cuțite, unde avem săbii, unde avem unelte de pentru pescuit. O cameră, după cum vă spuneam, extraordinară din toate punctele de vedere. Spune-ne despre ce cameră este vorba, Lucian, și ce avem aici expus pe perete. Într-adevăr, e o cameră în care avem parte de un pic de acțiune. Action! Dacă până acum am trecut așa printr-o cameră a liniștii, după aia am venit într-o cameră a scrisului, a cititului, a relaxării din nou, aici avem parte de acțiune, multă adrenalină. Dacă vreți să fiți într-un roman, acum avem parte de punctul culminant a romanului. Ne aflăm într-o panoplie, ne aflăm într-o colecție de arme și unelte de pescuit care au aparținut scriitorului. Dacă vrei să-l găsești pe scriitor acasă, adeseori nu aveai șansa aceasta, trebuia să mergi pe lac. Acolo se afla el, la pescuit. Ori, dacă aveai ghinionul, era la vânătoare prin pădurea din împrejurime. Deci, era mai adesea plecat, se bucura de natură, de ce îi oferea locurile. Lacul Vovidenia, pădurea din împrejurime, avea o faună destul de bogată. Pe vremea aceea. Avem și astăzi căprioare, există, poșmistreți, ne vizitează adesea toamna, chiar ne-au vizitat și anul acesta, și zimbri. Din păcate, zimbri nu se vânează, dar fauna în continuare se menține bogată. Așadar, ne aflăm și vedem lucrurile de care s-a folosit Sadoveanu la vânătoare și la pescuit. Era un pasionat al acestor două sporturi. De acțiune, action! Și ne spuneai la un moment dat că, deci chiar în această vitrină avem expuse cartușele, pe care chiar și cartușele și le confecționa singur, cu toate uneltele necesare pentru lucrul acesta. Pasionat de lucrul acesta, avea cartușe, recipiente, o punguliță cu praf de pușcă și aici uneltele necesare pentru a le confecționa și își făcea singur cartușele. Avea el pasiunea aceasta. O pasiune extraordinar de interesantă din punctul meu de vedere. Am observat aici că avem chiar și o tablă de șah, cum spuneai tu, tabla de șah pe care o lua tot timpul când mergea la pescuit cu prieteni de-ai lui. Într-adevăr, șahul de campanie, fie mergea la pescuit, fie mergea în drumeție, poate mergea la vânătoare și nu prindeau nimic, măcar jucau un joc de șah, toți se întorceau câștigați acasă. Exact, lucrurile sunt originale, 100% și aceste lucruri. Și sunt lucruri care efectiv te bagă în pielea personajului. Cum ai spus și tu, un om liniștit, un om căruia îi plăcea să citească, un om căruia îi plăcea istoria, un om căruia îi plăcea viața activă, un om care se bucura
efectiv de viață, viață și de natură și de tot ceea ce însemna viață pentru el. Cel mai bine a spus-o dumneavoastră, se bucura de viață. De viață. Bun, păi haideți să ne bucurăm și noi de următoarea încăpere, în care mi-ai spus că vom descoperi câteva pagini din caietele sale. Vom vedea manuscrise ale sale. Tot originale. Tot originale, originale. Să vedem și noi scrisul lui Sadoveanu. Vă poftesc. O încăpere care, pe lângă faptul că este plină de istorie ca și celelalte încăperi, o încăpere care este mai specială. Avem scrisul lui Sadoveanu în original. Ne-ai spus mai devreme că sunt niște manuscrise, câteva dintre manuscrisele lui Sadoveanu, niște manuscrise originale, nu? Cu scrisul original al marelui scriitor. Despre ce manuscrise e vorba și de când datează ele? Da, e vorba de pagini din caietele scriitorului. Practic am pătruns, cred că cel mai adânc în viața sa, precum ați dorit la începutul discuției noastre. Avem pagini din Călugări Moldoveni aici, o opera lui Sadoveanu, Nicoară Potcoavă, pagini și în al treilea tablou, pagini legate de Vasile Alexandrii. Chiar am citit, maestre, nu-ți înțeleg scrisul, să mă ierți, maestre Sadoveanu, chiar nu-ți înțeleg scrisul, dar mă uitam mai devreme pe manuscrisul lui Sadoveanu și am văzut ceva de genul, am rugămintea pentru a intra în această conferință, mai mult n-am înțeles, deci asta este. Oricum, era și un om cu bun simț, un om liniștit prin toate punctele de vedere. Într-adevăr, a fost clădit cu gust bun, cu bun simț, cum ați spus dumneavoastră, dar a fost și un om al cuvintelor. Alegea cele mai potrivite cuvinte pentru a-și exprima gândurile. Și o să vedem mai departe ce cuvinte și câte cuvinte a folosit el pentru a spune ceea ce gândea. Dar scrisul atât de mic l-a avut el și l-a și ajutat acest fapt, pentru că atunci când scria, dacă pleca în drumeție pe undeva, avea un bloc notes, un mic carnețel în care notea idei, nu scria romanul deodată. Și nota idei, le scria mic, vă dați seama, ca să încapă într-un mic carnețel. Deci l-a ajutat scrisul pentru și asta. Și mai făcea și economie. Făcea și economie la hârtie, ca să salvăm natura, într-adevăr. Exact. Și abia acasă venea și așeza pe larg sau scria la mașina sa de scris. Haideți să vedem ce scria Sadoveanu la mașina sa de scris, nu? Mergem în următoarea cameră. O cameră foarte dragă mie, cred că și ție în același timp. O cameră unde am descoperit toate romanele marelui scriitor Mihail Sadoveanu. Și înainte să discutăm cu dumneavoastră, stimați telespectatori, chiar mă uitam cu Lucian pe pozele pe care le avem aici expuse, cu familia, cu diversi prieteni, cu artiști ai acelui moment. Despre ce cameră vorbim, Lucian? În ce cameră vorbim, de fapt? Aici se găsește colecția sa integrală, opera sa scrisă. Și alături de cărțile scrise de el se află și o expoziție foto cu oaspeți ce au trecut pragul casei, cu personalități de la acea vreme, dar și cu momente personale ale sale, la pescuit, la vânătoare, în fața casei sau chiar fiindu-i luat un portret, un tablou, fiindu-i realizat un tablou. Ne aflăm în camera cu cărți, pereții plini de cărți, pentru că Sadoveanu a scris și foarte mult. A scris o operă ce aproximativ se adună la numărul de 100 de volume, dar numărul titlurilor sale depășește numărul de 700 de titluri. Am înțeles. Deci, am înțeles. Discutam la un moment dat, chiar într-o foarte scurtă pauză, despre faptul că am găsit o poză printre acestele aici, în care îl avem pe marele scriitor împreună cu Maria Tănase. I-a legat o prietenie strânsă și când vom ajunge la pianul casei, vă voi da mai multe detalii despre Maria Tănase. Să înțeleg acum, să-i ținem puțin pe telespectatori în suspans, Maria Tănase a cântat în casa asta? Vom vedea
când vom vedea pianul. Deci, stimați spectatori, eu zic să nu plecați din fața micilor ecrane, pentru că mai avem puțin de purces prin casa lui Sadoveanu și avem foarte, foarte multe lucruri importante de arătat pentru dumneavoastră. Și unul dintre ele este, și am păstrat acest lucru pentru camera aceasta, pentru că aici vă pot dovedi altfel, prin dovezi palpabile, că Sadoveanu a fost apropiat și de slovele creștine. Dacă priviți prin această colecție, găsiți și câteva titluri creștine. În drum spre Emaus este una dintre ele. Și pe lângă acestea, Sadoveanu s-a apucat la un moment dat să diortosească Sfânta Scriptură și a început cu primele două cărți ale Vechiului Testament, cu Cartea Facerii și cu Cartea Ieșire. Deci, cred că e un argument suprem acesta că a fost apropiat și a fost și un om într-o oarecare măsură religios, Sadoveanu. Încet răspundem la întrebarea din prima cameră. Încet răspundem și ne ducem și argumentăm, cum ai spus și tu, faptul că Sadoveanu a fost aproape de Dumnezeu și a avut o legătură cu Dumnezeu. Nu a uitat cine i-a fost creator. Exact. Și asta este un lucru foarte important. Care ar fi, din punctul tău de vedere, sau nu știu dacă știi, care ar fi cartea care i-a fost la suflet marelui Sadoveanu? Cea mai dragă carte pe care a scris-o? A lăsat el vreo, nu știu, a lăsat câteva cuvinte despre cartea lui cea mai importantă? Cred că fiecare carte a fost importantă în anumit capitol al vieții sale. Nu cred că a fost una mai presus de cealaltă, pentru că i-a fost drag și învățătorul, domnul Trandafir. L-a marcat și pierderea mamei, Lizuca, din Dumbrava minunată. I-a plăcut mult istoria, viața lui Ștefan cel Mare împreună cu celelalte romane. A iubit-o mult pe mama sa și a așezat chipul său în chipul Vitoriei Lipan, în O floare ofilită, în romanul Elisaveta, ultimul roman al vieții sale. Vedeți, numai dacă el a reușit să cântărească anumite bucăți ale sufletului, pe care mai apoi le-a așezat în romanele sale, și una dintre ele să fi cântărit mai mult decât cealaltă, numai așa cred că am putea pune o carte deasupra unei alteia. De ce te-am întrebat lucrurile astea? Pentru că noi, practic, în această cameră îl avem pe Sadoveanu. Deci el este practic în această cameră. De ce? Pentru că, așa cum ai spus și tu mai înainte, în fiecare carte e o bucată din viața lui, o bucată din amintirile sale, o bucată din amintirile de la pescuit, o bucată din amintirile cu mama sa, o bucată din amintirile după ce a murit mama sa și așa mai departe. Deci aici practic îl avem pe Sadoveanu. El este aici. Tot ce frânturi aici din el se găsește în fiecare carte care o vedem aici în această cameră. Pentru că ca și sculptorul, din chipul său își pune amprenta pe opera sa. Ca și pictorul, la fel și scriitorul, nu poate face altfel decât să împroprieze din trăsăturile sale și să le așeze în opera sa, în realizarea sa. Da, în minutele care urmează o să rog pe colegii mei să ia niște imagini cu pozele cu Sadoveanu, care sunt niște poze în care îl vedem liniștit, poze în care îl vedem relaxat, poze în care îl vedem zâmbind, rare ori zâmbind, pentru că probabil de multe ori stătea de vorbă numai el cu el și era mai puțin așa să zâmbească, dar avem și câteva cadre cu Sadoveanu zâmbind. Cadre în care vedem ce i-a adus fericire, putem spune. Îl vedem în natură, vedem și cum am spus, asta dovedește că natura i-a aducea liniște și pace și îl făcea fericit. Îl vedem alături de oamenii dragi, de familie, de fică, de soție, de una dintre fiici, de familie, de soție, de prieteni. Foarte mulți prieteni am văzut aici. Secretarul dumnealui, după cum mi-ai spus și tu, și multe lucruri care îl
îl arată pe el în natură, cum ai spus. Lucruri simple. Exact. Pentru exact. Unii ar părea lucruri simple, dar să nu uităm că de multe ori detaliile și lucrurile simple fac diferența, și viața mai frumoasă. Viața mai frumoasă. Bun, mergem în următoarea cameră. Haideți să facem așa cât de cât să-i ținem pe telespectatori. În următoarea cameră ce va... Va fi sufrageria, locul culinar al casei. Și ne oprim aici. Mergem, chiar acum mergem în următoarea cameră. Și dacă tot ne-am învârtit așa în casa marelui scriitor, am ajuns și într-un loc, să spunem așa, mult mai liniștit. Un loc unde se mânca. Un fel de sufragerie. Sufragerie de obicei nu e liniștită. Nu e prea multă liniște. Nu găsești într-o sufragerie prea multă liniște. Tacâmuri, zgomote de farfurii, vase, lumea mai schimbă un cuvânt. Dar la Sadoveanu era liniște în sufragerie. Deci era liniște pentru că avea el obiceiul să mănânce fără tacâmuri. Mânca cu mâna. Nu știu de ce, doar el cred că ne-ar putea explica, dar îi plăcea să mănânce cu mâna. O să mă întrebați cum mânca supa, cum mânca borșul. Da, probabil îl bea. Probabil îl bea ca să nu folosească nici acolo lingura. Decât dacă era într-o situație oficială unde eticheta l-ar fi obligat să folosească tacâmuri. Știu că era și un mare diplomat, așa că... Diplomat și gurmand. Și gurmand. El l-a împăcat pe amândouă. Știa când să fie și diplomat, dar știa să și se bucure de mâncare tradițională românească. Pentru că ne apropiem de vremea prânzului, exact. Fac un pic poftă, sarmale, mămăliga nu lipsea din meniul casei. De obicei mânca ce prindea? Nu, mânca ce prindea. Nu, mă refer, nu, aici mă refer la alt lucru. El fiind de vânător și pescar, mânca clar. Și ce prindea el, da, ce aducea el acasă? Se bucura din trofeul propriu, cu siguranță. Avea o bucătăreasă foarte bună de aici din zonă, din Lentișor, care gătea foarte bine. Nu gătea în casă. Anexa de alături era folosită drept bucătărie, deci mâncarea era doar servită în interiorul acestei case. Sadoveanu știa să se bucure de mâncare, de aceea și descris atât de bine, practic e un Balzac al românilor în materie culinară, descriind cu amănunt, cu lux de amănunte și foarte frumos mâncarea tradițională noastră a românilor. Păi după ce citești o carte de-a lui Sadoveanu, mai că te apucă foamea, hai să fim realiști, să fim serioși. Aceste piese din această cameră sunt originale 100%, după cum mi-ai spus și tu. A treia cameră este aceasta, autentică 100%, originale, piesele de mobilier, soba și perdele și draperiile din spatele nostru. Dacă și perdele și draperiile sunt originale. Dacă ați observat, într-o prima cameră a casei era un amănunt scris acolo, spunea că fiecare cameră a casei a fost decorată după culoarea sobei. Visarion Puiu n-a fost nici el lipsit de simț arhitectural și de bun gust și când a construit casa și a decorat-o, fiecare cameră a fost decorată după culoarea sobei. Avem o sobă de culoare verde. Exact. Draperiile și perdeaua de culoare verde. Verde. Și ar mai fi un amănunt pe care nu l-am spus despre casa în sine, pe care o să-l spunem acum, nu este niciun fel de problemă. Casa se află peste... O pivniță, de fapt două pivnițe. Este gol de dedesubt, probabil de aceea și se menține un aer rece în interiorul casei, vara fiind foarte recoare, primitor pentru turiștii care doresc să aibă parte de o mică boare de răcoare, dar, după cum vedeți, și în alt timpul mai rece, menține o temperatură rece. Deci, pivniță se află sub întreaga casă. Unde, probabil, la un moment dat se aflau și vinurile cele extraordinare din toate punctele de vedere, niște vinuri care... îți dădea savoare așa într-o perioadă a verii cu călduri. Unde ne mutăm în continuare? Ne vom muta, vom trece din nou prin salon, locul în care v-am primit și eu pe dumneavoastră, precum Sadoveanu și primea oaspeții, safirii lui musafir, de jocul de cuvinte. Vom trece din nou prin salon și vom vedea pianul și ne vom plăti datoria față de cei ce ne privesc, datorie legată de Maria Tănase. Am promis că vom pomeni despre ea. Haideți acum în partea altă.
Și ne aflăm și într-o cameră specială, cum spuneai și tu, Lucian, o cameră care are o istorie mai aparte. O istorie mai aparte, având în vedere că avem și un pian. Știa scriitorul să cânte la pian? Știi, scriitorul nu știa să cânte, dar știa să asculte. Ne aflăm într-o cameră pe care mai mulți au vizitat-o, au văzut-o, au pătruns în ea, pentru că dacă în celelalte camere ale casei doar familia avea acces, această cameră era una mai deschisă publicului larg, dar public într-un sens restrâns al cuvântului, public fiind format doar din oaspeți, din musafiri și din cei invitați, poate la o serată muzicală. Aici a fost primită și Maria Tănase, tot am amintit de ea, este timpul să le dezvăluim telespectatorilor despre ce este vorba. Pe Maria Tănase și pe Sadoveanu i-au legat o prietenie destul de strânsă și Maria Tănase nu ezita ori de câte ori să treacă prin aceste locuri, nu ezita să pășească și în casa scriitorului când acesta locuia aici, când se afla aici. Așadar, de multe ori a trecut pragul casei, a organizat serate muzicale și i-a cântat și la acest pian. Alături de Maria Tănase a mai trecut o mare personalitate a muzicii românești, clasice de această dată, este vorba de George Enescu. Amândoi au nobilat această casă cu prezența lor muzicală, bucurându-i urechile, auzul scriitorului împreună cu auzul celorlalți care erau prezenți aici. Și alături de ei au trecut și alți oameni importanți de seamă ai culturii, dar și ai bisericii. Pentru că locuind în casa unui ierarh, unui mitropolit, au trecut și alți mitropoliți prin această casă. De exemplu, mitropolitul Iustin Moisescu i-a făcut o vizită scriitorului aici, cu anumite treburi, și de atunci păstrăm în sufrageria casei o fotografie care să amintească. Așadar, o cameră în care Sadoveanu primea musafirii și îi încânta cu acordurile la pian, realizate de mari oameni ai muzicii de la acea vreme. Practic, pe aici, cum ai spus și tu, a trecut și Maria Tănase, a cântat și George Enescu la pianul original 100%. Da, unul dintre puținele modele care se mai păstrează în România de acest fel, Büsendorf, a trecut un cântăreț de la Filarmonica de stat din București, și ne-a spus că și ei au la filarmonică un exponat de acesta. Îl folosesc, practic, pentru concertele lor. Păi și noi am dat puțin din clave și am văzut că e și acordat, e într-o stare extraordinar de bună de funcționare. Se ține bine, îmi mai desmorțesc studenții de la conservator, de la Iași, de la București, mai trec pe aici, să refac atmosfera timpului, dând o serată muzicală, încântându-ne urechile cu acordurile acestui pian. Extraordinar de interesantă camera. Vom merge în continuare în ultima cameră, nu? O ultimă cameră în care ce vom vedea? Ne vom întoarce la început, dacă îmi permiteți jocul acesta. E camera cu expoziția fotodocumentară legată de Visariu Ompuiu. Ne vom întoarce cu cel cu care am început, cu mitropolitul Visariu Ompuiu. Bun, haideți să mergem în următoarea cameră. O cameră, nu știu, mă repet cu riscul de a mă repeta și iar mă repet și iar mă repet și iar mă repet, o cameră bogată de istorie. Deci tot ce e în această casă, istoria este la rang de înalt, ca să zicem așa. În ce cameră ne aflăm? Ne aflăm în camera dedicată mitropolitului Visariu Ompuiu, camera cu expoziția fotodocumentară legată de acest mare ierarh. Practic, ceea ce faceți dumneavoastră acum este un arc peste timp, un arc peste istorie. Vă întoarceți la începuturi, la începuturile culturii. L-ați căutat pe Sadoveanu, l-ați găsit aici, la Bovidenie. Practic, același lucru îl facem și noi acum, spre final. Ne întoarcem la începuturi. Ne întoarcem la Visariu Ompuiu, cu el a luat ființă așezarea lui Sadoveanu aici, la Bovidenia, și pătrundem un pic și în lumea lui Visariu Ompuiu, o lume și o viață și a acestuia zbuciumată. Poate de aceea Sadoveanu s-a simțit bine aici, pentru că
pășea pe urmele unui ierarh cu o viață asemănătoare cu a sa și aflăm mai multe despre acest mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. Vedem începuturile, vedem rostruirile sare în biserică, funcțiile care le-a deținut, apoi exilul său, moartea, dar înainte de aceasta, într-un loc special al casei, este așezat povestea care îl înfățișează pe Visarion Puiu, pe ierarh, aici, la Vovidenia. Când l-a cunoscut Visarion Puiu pe Mihail Sadoveanu? Exista o relație între cei doi, nu știu, de amiciție, de prietenie, de... erau cunoștințe vechi? Mă bucur că m-ați întrebat acest lucru, s-au întâlnit de mici. Amândoi fiind pășcăneni, născuți în orașul Pașcani, au fost colegi de clasă, în clasa întâi, la domnul Mihai Busioc, la domnul Trandafir. Atunci s-au întâlnit pentru prima dată. Nu se gândeau că o să ajungă să locuiască unul în casa fostului coleg. Dar s-au cunoscut, au ținut legătura într-o oarecare măsură și au ajuns să se viziteze la Vovidenia. Sadoveanu l-a vizitat pe Visarion Puiu aici la Vovidenia, este o poză în colțul camerei care imortalizează lucrul acesta. Cam mai apoi, după doar câțiva ani, să ajungă Sadoveanu chiar să locuiască în casa fostului său coleg. Așadar, o coincidență a vieții. Să... Bine, nimic nu e întâmplător la urma urmelor, că probabil nu ne-am mai fi aflat aici dacă nu se întâmplau lucrurile așa cum ar fi trebuit să se întâmple. S-au cunoscut de mici copii, după cum ai spus și tu, din clasa 1, timpul a trecut, ei s-au reîntâlnit aici la Vovidenia și de aici i-a ținut o adevărată prietenie pe cei doi? I-a ținut, dar i-a ținut și depărtați, împrejurările vremii. Deci, practic, Visarion Puiu a murit aici? Din păcate, nu a murit aici. Și n-am vrut nici Sadoveanu aici. Visarion Puiu era exilat, Sadoveanu l-a mai vizitat, după cum am spus, și a murit tot în exil. A murit în anul 1964 în Franța. Acolo a fost înmormântat. Sadoveanu ar fi vrut să moară și el aici. Vis neîmplinit, din păcate. Dorea să își doarmă somnul de vei sub streașna mănăstirii Vovidenia, și unde își dormeau somnul de veci voievozii și domnitorii pe tărâmul lor. Dar nu s-a întâmplat acest lucru cu niciunul dintre ei. Cum am spus, Visarion Puiu a murit în exil. Sadoveanu a fost transportat la București când starea sănătății sale s-a înrăutățit și a murit abia 4 zile mai târziu, aflându-se la București și mai apoi a fost înmormântat la cimitirul Belu. Deci, din păcate, amândoi dorindu-și să-și doarmă somnul de veci aici, pe aceste meleaguri, nu s-a întâmplat. Încă și acum, lespedea pregătită pentru mormântul lui Visarion Puiu îl mai așteaptă în bolnița Mănăstirii Neamț să fie înmormântat. Poate, cine știe, cu ajutorul lui Dumnezeu, în următorii ani vom reuși să-i aducem osemintele mitropolitului aici la Vovidenia. Mulțumim foarte mult pentru turul acestei minunate și liniștite case. Lucian, mi-a părut bine că ne-am cunoscut. Și mie mi-a plăcut și mie mi-a părut bine și vă mulțumesc pentru vizita făcută și mulțumesc și telespectatorilor care acum ne urmăresc și așteptăm să văd cu ochii proprii ceea ce exact ați văzut dumneavoastră aici astăzi. Cum a spus și Lucian, vă așteptăm pe voi să vedeți cu ochii proprii ceea ce am văzut noi și nu în ultimul rând vă așteptăm și pe voi aici la casa memorială a lui Sadoveanu să simțiți liniștea, să ascultați liniștea, să vă liniștiți efectiv. Să aveți o zi cât mai liniștită alături de noi. La revedere!